O femeie de 42 de ani s-a autoincendiat din imprudență în timp ce încerca să-și prepare un cocktail. Totul s-a petrecut în data de 7 iunie la ora 23 și 10 minute într-un apartament de pe strada Decebal din sectorul botanic al capitalei. Inițial se credea că femeia ar fi intenționat să-și pună capăt zilelor. Ulterior, însă, din informații oferite de ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati s-a aflat că femeia s-a autoincendiat stropindu-se din neatenție cu alcool. Aceasta a încercat să-și prepare un șot căruia i-a dat foc, iar în timpul consumului picăturile de alcool au căzut peste ea și au provocat arderea. Femeia a fost preluată de urgență de o ambulanță și transportată la spital pentru a primi ajutor medical. Din fericire, viața ei este în afara oricărui pericol. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite.